Vă salut! Dacă în perioada când eram doar șofer am simțit nevoia să-mi iau o cameră și mi-am luat Mi View 528, o cameră de care sunt foarte, foarte mulțumit, cu un card de 32, cu fie vă că am păstrat-o toate, că nu mai trebuie ambalaj acum la garanție. Acum de când fac pe ciclistul, simt nevoia să-mi iau o cameră mai micuță, o cameră de asta de acțiune, o cameră scumpă, că nu, și s-o pun cu mine. Păi ce, frate, păi ciclistul nu are nicio valoare în trafic. Adevărul, că aș putea spune că și eu de când eram doar șofer, nu prea puneam bază mult așa pe ciclist și îi cam înjuram, cu toate că nu e vina ciclistului că nu are o pistă de biciclete, e vina lui în momentul în care n-are vestă, n-are lumină, da. Dar în rest nu-i vina ciclistului. Că răsfințiți ăștia nu fac nimic. Ei nu fac șosele, dar nu te pistă de biciclet. Și stai calea, îți deschide ușa în față. Băi, frate, ce-i faci? Deschizi ușa în față, îmi bă, poți să pui frână. Așa că am luat o cameră micuță. Nu e o cameră scumpă. Iată. Evolio 4K iSmart. 4K-ul nu mă interesează prea mult, că oricum filmează la cadre puține, nu știu, 10-15 cadre pe secundă, dar filmează în Full HD la 60 de cadre. Și îmi place că are o groază de monturi. Ia să vedem. Eu ce e aici. Hai să vedem ce... Asta e facturica. Asta e pachetelul. Și așa arată. N-am vrut să iau, adică nu că n-am vrut. Să dai 20 de milioane pe un GoPro și să-l folosești doar așa. Ia să vedem noi ce avem aici. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Uite așa camera. E deja în... E băgat în carcasa asta, rezistentă la apă. Ia mă, cum ești de aici? Ai o altă metodă? Iată, am reușit. Ia să mă uște un setăr puțin. I-am dat drumul. Are aici un butonaj mic. Și modul și pornirea. Acum ca să intru în setări, trebuie să apăs de câteva ori pe el. Uite așa, setări. Și tot cu butonul ăsta de dăsu mă duc la setări și de aici dau OK. OK. Video, rezoluția video. Apăs iarăși aici OK. 1080p la 60 de cadre pe secund. Asta mi se pare cea mai OK. Are și un 4K la 25 de cadre. Probabil s-ar vedea să cadă puțin, dar foarte clar. Eu rămân pe asta, pe 1080, îi dau OK. Looping, nu mă interesează, probabil o filmare în cerc continuu sau redare. Time, ia să vedem la time ce arată. Data și... Ah, deci dacă să afișeze data și ora. Așa, ieșim. Exposure. Ia să vedem la asta. Aha. Cu cât e mai cu plus iese mai luminoasă imaginea, cu cât e cu minus iese mai întunecat. Eu aș da momentan pe 0 și în funcție de ora care filmezi poți să-i mai lumine sau să mai întuneci. Rezoluția foto eu las pe maximă. Yes, time. Lapse. Da. Continuu lapse. Asta sunt chestiile de detalii, nu prea mă... Limbă. Mă limbă! Mă limbă! Ți-a crescut nasul. Bineînțeles că nu are română, e făcută pentru uzbekistanezi, lăsăm pe engleză.
Dată și timp. Dată și timp. Ia să dăm noi aici 20 și 20 și ia să văd câte încă suntem astăzi. 20 și 6 octombrie. 26. Ia să cum uităm acum. 20 și... Ah. Deci trebuie să dăm un tise din ce formatul. Eu vreau să dau ziua întâi. Day și lună. Deci să-mi arate ziua, luna și an. Acum... Year. Așa. Și acum le dăm 26. 20. Hai mă. 26. A 10 2017 ora 23. Să las 24. 0. Atât este ora 00. Așa. Acum sound indicator. Dacă vreau să am o... Cum să fac în momentul în care... Mă rog, astea sunt detalii. Ia să vedem. Hai să-i lăsăm și unde ăsta. Pe buton. Format, reset, vezi, gata. Suficient. Iar acum dacă aici mi-apare camera, ia filmez. Gata, acum ia filmez. Super. Și de aici oprești. Gata, acum ia filmez. Super. Vine cu foarte multe monturi, ventuze, lipiciuri, asta cred că e pentru spânzurătoare. Ia uite, tot fel, pentru ghidonul la bicicletă. Bine, are cărțulia ei aici. Uite, aici ne arată fiecare la ce folosește și cum o prinzi. Pentru cască, pentru ghidonul de bicicletă, sunt mai multe chestii. Trebuie păstrate, că aproape că nu dai seama la câte are, care de la ce. Iar eu pentru ea, cu asta pot să-l scufunzi în apă, mă rog, te scufunzi cu totul. Eu am mai luat o chestie aici. Uite, un baston ăsta telescopic, ăsta să plutească în caz că o scapi în apă, și asta îmi trebuie cel mai mult.